Ce frumos momentul acesta cu rochile de mireasă, sincer, mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut foarte emoționant și mi-au plăcut foarte mult și rochile, sincer, mi s-au părut mai frumoase și mai drăguțe decât cele din sezonul trecut și chiar și alegerile fetelor mi-au plăcut majoritatea, au ales niște rochii superbe care le-au venit foarte bine. Ați văzut că fetele aveau două opțiuni. Au probat fiecare câte două rochii și au trebuit să se decide asupra uneia dintre ele. Și majoritatea s-au decis foarte greu pentru că erau superbe rochiile, într-adevăr, și erau și ele foarte emoționate. Sincer, la majoritatea mi-a plăcut prima opțiune. Am văzut că Hatige și... Cătălina au ales prima rochie pe care au probat-o, care le-a venit superb și mi se pare că celelalte fete, respectiv Diana, Simona și Maria au ales cea de-a doua rochie. Sincer vă spun, la Simona și la Diana, mie mi-a plăcut mai mult cum le-a stat cu prima roche pe care a probat o Eu pe aceea aș fi ales-o, dar toate au fost frumoase și acum o să vă întreb și pe dumneavoastră care dintre rochii vi s-a părut cea mai frumoasă sau care mireasă v-a plăcut cel mai mult cum arăta. Pentru că eu o să vă spun sincer, sincer de tot că cel mai mult mi-a plăcut Hatige. Mi se pare că rochia aceea îi venea țiplă, cum se spune, adică îi venea perfect. Deci chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar toate, toate au fost frumoase, dar cred că aceasta era mai pe gustul meu, ca să zic așa. Deci, cum vi s-au părut rochile de mireasă? Care a fost preferată dumneavoastră, ne ținând cont de susținerea pe care o oferiți dumneavoastră concurenților? Așa, ca să vedem o părere cât mai obiectivă.